De seara, prieteni, am prins un pic de timp liber, am lăsat turma afară pe miriște, este prima ieșire a iezilor, a ieduțelor. Am mai dat iarba și pe miriște, aici pe lângă garda mai tăiat-o, mai folosit-o la hrănit. Da. Aia, șuta. Unde alergi acum? Rămâne Sheik. Sheik și-a găsit acolo un pom și roade pe el. Sunt cam dezorientate iedele. N-au fost afară până acum, în exterior. Ei, voi loc să mâncați, alergați. Ei, ne, mă, ia. Ne. Ne, mă, ia. Sunt buia ce, cum se spune. Să fiu foarte atent la ele, să nu se despartă. Ei. Ele mai mult vor să alerge decât să mănânce. Parcă sunt zăpăcite de cap. Și tonul îl dă sura. Sura, unde mergi? Sura, na. Sunt tot felul de burieni. Asta îi zice popular susan. Văd că îl mănâncă. Sura. Hei-ha. Lasă să mă duc aici în capăt. Să nu le scap în porumb. Hop, sura, hop. Hop. Ho. Dați seama ce flămânde sunt, că aleargă ca la curse. Hei-ha! Ne, mă! Sura, unde mergi, sura? Ei! Ei, sură, ei! Cum le alergi tu pe ele? Sura. Ei. Ei, de acolo. Ce-ai găsit aici, sura? Te de acolo, te. Da. Lobo de asta de 100 de ani, bună, sura. Nici n-ai avut ce să mănânci până aici, lobo de asta. Asta e cea mai bună. Sura, te. Aici mai este și troscot. Le place și troscotul, este verde. Te de acolo. Ne de acolo, sura. Ei.
Ei. Și aici, încet, încet își revine la picior, dar... Ei. Un pic mai are o umflătură, pare rău că nu l-am deschis atunci să se dreneze bine puroiul. Acum mi-e milă să-l mai deschid, că s-a cicatrizat. I-am făcut antibiotic vreo 6 zile. Mă sper să se resoarbă într-un final. Ați vedea ce frumoase sunt grămadă. Sura. Sura, hop. Hop, hop. Aici am noroc că este gardul microfermei. L-ați păcălit. Iha, sura, vai nebune ești. Sura le aleargă de... Ei, de acolo, nea. Ne de acolo. Ia. Sura. Bezmetica. Unde mergi? Sura. E de acolo ei. Ar fi bun un câine de întors aici. Splămâni, de ce să zic. Îți rupte de foame. Le-am scos la alergat mai mult, nu l-am mâncat. N-au ele nicio treabă cu mâncarea. Dați-le ce fac. Acum aleargă direct la loc. Vă dați seama cât de flămânde sunt. Au păscut. Au păscut destul. Mi-am scos iarăși. Să vedem cât vor sta și de data asta. Mi-ar plăcea să înveți aici pe pomi să mai roade, dar ați văzut, ele mai mult vor să alerge. Acum totuși au dat de crengi. Și aici este învățat pe la pădure că la doamna Ecaterina Petricău scotea caprele pe pădure. Deja nu mai știm care sunt ei, deci care sunt capre. După cum vă spuneam, s-au dezvoltat foarte bine iedele. Fiind și șeic acum tânăr, se vor monta undeva la 9 luni de viață. Ceea ce este și mai bine. Vor făta undeva la un an și 2 luni. Vor avea o dezvoltare foarte bună, vor fi cât adulții. Știți bine că la mine au fătat tot timpul la un an. Când au împlinit un an erau fătate. Și nu a rămas mică niciuna, doar micuța care ea așa a plecat de mică. De mică a fost cea mai mică dintre iezi. Dar și ea acum este o capră normală, o talie normală. Parcă este un pic mai mică decât celelalte surori ale ei de generație, decât Șuta, Bela și Sura. Acele trei au avut o dezvoltare mult mai bună. Cam așa ar trebui să stea ele la mâncat. Dar acum nu putem să avem prea mari pretenții, că sunt și ele animale, s-ar mai juca și ele ar mai alerga.
o să mă întind prea mult cu acest video, pentru că se și în seară, se noptează și mai am încă de băgat mâncare în iesle, să dau la porci, să le dau apă, cereale măcinate. O să mai facem și alte video în care o să avem timp mai mult. Mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi plăcută!